Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să menționez că astăzi a avut loc ședința Consiliului Societății, a Societății pe Acțiuni Termoelectrică. Pe ordinea de zi al Consiliului au fost două subiecte. Primul a fost referitor la aprobarea cererii de demisie a domnului Leu. Al doilea subiect a fost referitor la numirea unui alt administrator interimar, director interimar. Vreau să menționez că au fost mai multe candidaturi examinate. În urma acestui proces de examinare a candidaturilor, a fost desemnat domnul Iuri Razovan în calitate de director interimar al ESA Termoelectrică. Despre cine este domnul Iuri Razovan și despre obiectivele și sarcinile propuse către dumnealui, va vorbi domnul ministru, domnul Parlikov. După asta vom răspunde la întrebări. Mulțumim! Mersi, stimați colegi. Într-adevăr, eu vreau să încep cu subiectul schimbarea acestui conducerii termoelectrice. Acest proces a început cu mult mai demult. Eu am fost la această întreprindere în martie, dacă nu-mi minte data exactă, dar la sfârșitul lunii martie, circa 27-28 martie pe atunci, în care am încercat să transmit un mesaj conducerii actuale ale termoelectrică, în care, practic, era într-un permanent război unii cu ceilalți. Deci, noi nu ieșam din tot felul de plângeri, cine la cine avea acces, tot acolo se plângea unul pe altul. Până la urmă, această întreprindere este una vitală, una strategică și nu ne putem permite la această întreprindere să avem activitate, spunem, un fel de război toți împotriva tuturor în cadrul întreprinderii. Atunci am transmis un mesaj că fie această echipă existentă găsesc limbă comună, să apucă de lucru împreună și încep să livreze, pentru că au o mulțime de lucruri de făcut, ori va trebui să plece toată echipa. Într-un final, după câteva luni, deja pe luna mai, era clar că nu se găsește nicio limbă comună, lucrurile continuau să așa plonjeze și atunci s-a luat decizia, de fapt, că va fi schimbat managementul termoelectric. Bun, a fost și un proces în care a fost schimbări și la APP, au fost, nu e așa de ușor de identificat mai mulți candidați buni, întreprindere foarte specifică. Într-un final a fost propus și l-am propus personal pe domnul Razovan și a fost propus cu sarcini foarte, foarte concrete pe care le-a realizat, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Pe termen scurt, dumnealui trebuie să asigure intrarea lină în sezonul de încălzire și pregătirea întreprinderii de sezonul de iarnă, ca iarna care vine să avem cu toții liniștit, să avem căldură, să avem energie, să nu avem întreruperi, să nu avem sabotaj pe intern, că se mai întâmplă. Deci, domnul Razovan a lucrat în această întreprindere, a lucrat la Termocom cândva, a lucrat la Termoelectrica, cunoaște întreprinderea, cunoaște partea inginerească, stăpânește bine partea tehnică, respectiv avem încredere că dumnealui va putea asigura această intrare lină, finalizarea tuturor reparațiilor, inclusiv blocul numărul 2, ca să intrăm în sezonul de încălzire pregătiți. Asta sarcinile pe termen, deci sarcinile imediate. Între timp, la fel, va trebui să facă o revizie pe tot ce ține de achizițiile de efectuate la termoelectrică și vânzările de active la termoelectrică. Aceste lucruri urmează a fi supuse unei verificări pe inter pentru a fi stabilite, pentru că au fost inclusiv în cadrul discuțiilor cu diferiți candidați, au fost ridicate mai multe semne de întrebare. Această informație urmează a fi verificată, urmează a fi raportată și acțiuni pe aceste dimensiuni. În rest, dumnealui are mână liberă în tot ce ține de structură, echipă. Dumnealui
ne așteptăm în maxim 2 săptămâni să vină cu o propunere de modificare a structurii organizatorice, deci a organigramei întreprinderii, să-și aleagă echipa cu care vrea să meargă înainte și pentru care va purta răspundere personală. În general, rolul acestei întreprinderi pentru sectorul energetic, pentru sistemul energetic, este unul vital. Și acum, da, prioritățile imediate este să intrăm în sezon, să facem această trecere foarte sigur și lin, dar această întreprindere are un rol în realizarea scopurilor strategice, ceea ce ține de decarbonizare și ceea ce ține de sistemele, deci rolul sistemelor centralizate în dezvoltarea energetică pe viitor, în general, a Republicii Moldova. Dacă noi vrem să realizăm izolarea blocurilor de locuit, dacă noi vrem să realizăm distribuție perizontală în fiecare bloc, ca fiecare apartament să-și poată regla nivelul de confort de la calorifere, în sistem centralizat, dacă noi vrem să avem puncte termice individuale și apă caldă, menajeră 24 de ore, 365 zile pe an, asta nu poate fi realizat fără termoelectrică. Dincolo de asta, sunt sursele de generare care sunt deja, ajung la, spunem, epuizare și fizică și morală. Ele vor trebui, va trebui dezvoltată o viziune cu privire la schimbarea acestora. Aici avem și suportul partenerilor externi pe această dimensiune. La fel, tot aici se încadrează și modul în care integrăm în rețea energie regenerabilă, pentru a micșora emisiile și pentru a micșora costurile energiei pe termen lung. Deci, rolul acestei întreprinderi este unul vital, nu este doar un, spunem așa, o schimbare de, sau o întreprindere este la un pas, la o stare, la o, nu știu, un moment în istoria sa, când trebuie să facă un salt în dezvoltare. Și mizez foarte mult ca domnul Ruzlovan să poată asigura calitativ acest salt și are toată încrederea mea, respectiv să meargă înainte. Domnul Ruzlovan, eu vă urez succes și succesul dumneavoastră ar fi și succesul nostru. Vă invit la microfon pentru a vă prezenta. Bună ziua! Mă numesc Răzlovan Iurie. Domnule ministru, domnule director, mulțumesc de încrederea acordată. După cum s-a spus, eu am lucrat în Termocom, am lucrat în termoelectrica din momentul fondării, cunosc întreprinderea din interior foarte bine. Toate sarcinile care le-a trasat acum în linii generale domnul ministru, eu le cunosc, le accept. Îmi sunt foarte clare. Deci, ce este de făcut și în perioada care vine imediat acum și în plan mai îndelungat, îmi este absolut clar. Este o provocare care am acceptat. Primul lucru care trebuie de făcut, după cum iarăși s-a menționat, este pregătirea către sezonul de încălzire. Echipamente sunt multe, trebuie de făcut toate verificările, în așa fel ca căldura în casele oamenilor să vină într-un mod cât mai corect, după cum a fost și cum trebuie să fie. Gata? Da. Dacă sunt careva întrebări, dar da. Nu știu dacă v-am față domnul Ruzlovan sau față de cine deja. Da, deci dacă domnul Ruzlovan este acolo, vă rog, puteți să ne spuneți, o să investigați cazul păcurii îngropate? Noi nu știm acolo îngropate, păcuri sau nu, dar bineînțeles că trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Pe cine sunt primele persoane care vor pleca în funcție după domnul Leu? Eu nu pot să vă spun acum lucrul ăsta pentru că ar fi iresponsabil. Trebuie să merg la fața locului, trebuie să lucrez cu documentele, trebuie să văd care e situația exact în structura cadrelor existente, după care voi lua decizia. Dar cunoașteți câte persoane ar putea să pleacă din funcție? Este vorba de toată conducerea întreprinderii sau ar putea să fie selectiv? Deci dacă aveți deja o echipă pregătită, v-ați gândit deja cine ar putea să facă parte din echipa dumneavoastră? Eu am o imagine în creier cum aș putea acționa, dar trebuie să văd ce se întâmplă exact acum la întreprindere. Domnule Parlipov, pe ochiul dumneavoastră.
A fost luată o decizie, poate cineva deja va pleca din această, din conducerea administrației? Deci, decizia este foarte simplă. Noi am investit încredere în domnul Răzlovan. Mai departe, dumnealui poartă responsabilitatea nominală, dumnealui are mână liberă la alegerea echipei și va trebui să livreze rezultat sau să plece, de ce nu? Ați putea să ne spuneți despre cazul cu păcura îngropată. Deci, se cunoaște, ea a fost procurată din bani publici, despre ce cantități este vorba, despre care este prejudiciul adus. Totuși, ce s-a întâmplat în acel caz? În primul rând, toată păcura care a fost procurată de termoelectrică, sub o formă sau alta, are tangenți cu banul public. Ori e întreprindere cu capital de stat, ori e păcura care era la Agenția Rezervei Materiale. Dar dacă să vorbim de cei ce cunoaștem la moment, cei ce cel puțin s-a declarat sau s-a comunicat informal, neoficial, de către sursă din întreprindere, este că nu a fost o scurgere de păcură propriu-zis. A fost o scurgere de, spunem, rămășiți de păcură care erau în conducta de condens, care s-a fisurat și a fost spălată. Și asta e spălătura asta de păcură plus abur plus tot, a fost îngropată. Deja prejudiciul, deci gravitatea acestui prejudiciu, acțiunile ulterioare, eu cred că urmează a fi stabilit în cadrul unei anchete interne și domnul Răzlovan va trebui să o facă, respectiv să, inclusiv dacă este un prejudiciu de mediu care trebuie compensat, el va trebui de întreprindere compensat, desigur. Ok? Mulțumesc! Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc tuturor, o zi bună și weekend frumos!